Medicii de la Vulcan, acolo unde este singura secție de boli contagioase din Valea Jiului, sunt pregătiți pentru o eventuală epidemie generată de virusul care face ravagii în Europa. Potrivit managerului Mariana Mateescu, unitatea medicală din Vulcan are capacitatea necesară tratării pacienților și mai mult, pentru că e un sezon propice crizelor diareice și vărsăturilor, le cere bolnavilor să se prezinte la control la primele simptome. Având în vedere că suntem spital de boli infectocontagioase, noi suntem pregătiți în fiecare zi, în fiecare perioadă anului, primăvară, vară sau vară, toamnă, apar aceste diarei care sunt estivale, așa le spunem noi, și care pot depăși uneori chiar o medie anuală, dar nu pe baza castraveților infectați sau pe baza nu știu căror fructe sau legume. Este perioada bolilor diareice, așa cum iarnă sau iarnă primăvară sau toamnă iarnă, este perioada infecțiilor respiratorii. Pentru populație transmit faptul că spitalul de boli infectocontagioase, Spitalul Municipal Vulcan, având în componență și secție de boli infectocontagioase, este pregătită 365 de zile din 365 de zile pentru a trata bolnavii care prezintă fenomene digestive, vărsături, diaree, deshidratare, febră, și că le recomand să se adreseze la primele semne medicului de familie și dacă nu poate să se adreseze medicului de familie, să se adreseze Spitalului Municipal Vulcan. Medicii de aici spun însă că este puțin probabil să înceapă o epidemie în zonă și le recomandă oamenilor să țină cont că legumele și fructele trebuie spălate. Asta cu atât mai mult cu cât primăvara, vara sau spre sfârșitul verii, astfel de epidemii sunt frecvente și se tratează cu antibiotice potrivite.